Bună tuturor! Numele meu este Delia Pope. Sunt consilier intuitiv și ajut oamenii să-și lărgească perspectivele. Vă mulțumesc că mă urmăriți și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, cu acest clip, îmi doresc să celebrez împreună cu voi atingerea unui prag absolut uriaș pentru mine, un prag la care, desigur, adeseori visam și am visat, însă de cele mai multe ori părea că era doar un vis prea frumos ca să chiar să se întâmple și, în orice caz, nu chiar foarte curând, așa de curând cum visam eu. Pragul despre care vorbesc este cel de 5.000 de abonați pe canalul meu. Wow! 5.000 de abonați! 5.000 de abonați! Wow! Vă mulțumesc din suflet tuturor abonaților mei, tuturor abonaților mei care ați fost cu mine de la început, care ați fost cu mine de mai mult timp sau de ceva timp încoace, și vă mulțumesc tuturor abonaților mei noi care poate ați aflat de mine doar cu o săptămână, două în urmă, maxim o lună, în ultima lună. În ultima lună a fost o adevărată explozie de abonați pe canalul meu. Cred că sunt undeva la peste 2500 de abonați noi în ultima lună. Adică, wow! Este fascinant ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc din tot sufletul meu și îmi doresc din tot sufletul meu să reușesc să vin cu postări de calitate pentru voi, postări cu un conținut interesant care să vă ajute să faceți față provocărilor vieții și să vă ajute să vă bucurați în același timp de mai multă împlinire, mai multe realizări, praguri atinse, că veni vorba de praguri, da? De mai multe praguri atinse în viața voastră. Vă mulțumesc! Îmi doresc să dedic mesajul intuitiv de astăzi, pe care îl voi citi din cartea Învățături zilnice de Rhonda Byrne. Îmi doresc să dedic acest mesaj și intenția mea de astăzi tuturor persoanelor care tocmai au sărbătorit un succes, o realizare importantă în viața lor. Ceva bun ce li s-a întâmplat, ceva bun pe care și l-au dorit, rezolvat, s-au împlinit și iată că s-a împlinit. Îmi doresc să vă dedic vouă tuturor acest mesaj și inclusiv tuturor celor care aveți acolo o dorință a voastră, un vis frumos și așteptați împlinirea lui. Vă dedic acest mesaj și intenția mea ca acele dorințe ale voastre, acele vise frumoase, să reușiți să le materializați în viața voastră cât mai curând cu putință, la timpul cel mai potrivit, benefic pentru voi și pentru toți cei din jurul vostru. Haideți să vedem care este mesajul intuitiv de astăzi. Să ne relaxăm puțin, să inspirăm adânc. Și haideți să ne gândim la intenția noastră personală, o dorință a noastră, o provocare, un răspuns la o întrebare. Am deschis aici la pagina 3.3.2. 3.3.2.
Orice ai crede în momentul de față, tu devii din ce în ce mai măreț cu fiecare zi care trece. Niciun om nu poate regresa vreodată. Tu nu poți merge decât înainte și ascendent. Chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori, amintește-ți că astăzi te afli mai departe pe cale decât te-ai aflat ieri. Wow! Așa este. Astăzi chiar mă aflu mai departe pe cale decât m-am aflat ieri. Și este o cale minunată și vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru faptul că sunteți alături de mine pe această cale minunată pe care am creat-o în jurul meu, înaintea mea și ascendent pe canalul meu YouTube. Vă mulțumesc! Vă doresc tuturor numai realizări din ce în ce mai frumoase, mai multe și mai rapide.